Angela Merkel nu are niciun regret în legătură cu modul în care a gestionat relația cu Vladimir Putin. Ea a condamnat din nou ferm invazia rusă, despre care a spus că nu are nicio justificare. Dar a respins criticile potrivit cărora politica sa față de Rusia ar avea de-a face cu asta. Departe de a-și face mea culpa, fostul lider german a spus că nu are de ce să-și ceară scuze, pentru că s-a bazat pe diplomație și comerț în încercarea de a evita un război în Ucraina. Merkel a adăugat că era conștientă de câțiva ani de amenințarea reprezentată de președintele rus la adresa securității europene. Ea a susținut însă că opoziția ei față de aderarea Ucrainei la NATO a ajutat, de fapt, țara. Acum, retras din politică, fostul lider german s-a arătat în largul său în timpul interviului acordat într-un teatru din Berlin.